știți, ca să faci un partid politic, trebuie să ai minimum 3 membri. Și problema este, de asemenea, ca să participi la alegeri, la alegeri generale, trebuie să strângi cel puțin 190.000-200.000 de semnături. De fapt, ce sunt aceste partide? Sunt niște partide satelit care sunt înființate în preajma alegerilor locale. Să vedem dacă mai se poate aplica această metodă și la cele generale, care au reprezentanții în secții de votare, sunt satelit ale partidelor mari și atunci partidul respectiv are în secție de votare, treci, iese prin trage la sorți, iese unul sau două din aceste partide, deja are 2 sau 3 reprezentanții în secție de votare. Și în măsura în care biroul unei secții e format din 7 membri, dacă ei au deja 2, 3 sau 4 membri, vă dați seama cât de curt se efectuează numărătoarea votului. Am încercat, încercăm și vom încerca să unim forțele naționale care cred în România, care cred în poporul român, astfel încât PR-ul nostru devine a treia forță politică, poate și a doua, dar oricum să fie a treia alternativă, pentru că avem o alternativă PSD-ul, care zic că sunt de stânga, alternativă PNL-ul, care zic că sunt de dreapta, și noi suntem un partid de centru. Cred că poporul român nu este de satisfăcut când vede că X stă la pușcărie 15 ani. Cred că e mai satisfăcut când vede că X a avut nu știu câte miliarde sau sute de mii de euro și acești bani au fost recuperați și au intrat în bugetul României. Orice țară are un echilibru, care echilibru îl e legat de păduri, de ape, de natură, de câmp. S-a rupt acest echilibru prin defrișările necontrolate al unor persoane care în fruntea lor, din datele și ale noastre și ale întregii opinii publice, sunt fruntașii UDMR-ului. Și noi am întrebat nimeni, unde s-a dus acest lemn? Ce se întâmplă cu aceste defrișări? Sau dacă ai tăiat o pădure, în câți ani ai tu de gând să replantezi acești copaci? Ca nu mai facem socoteala în câți ani acești copaci vor crește, pentru că este verificat un conifer ajuns la maturitate, în ploaie ține o tonă de apă pe ramă, o tonă. Un brad, un conifer, deci de la vârsta de maturitate. Așa vă dați seama câte tone de apă care vin peste acești oameni care, din păcate, nu și-au dat seama că ce au luat pe una, au dat pe alta și vine apele peste ei și au făcut case și au făcut și le-au luat apele și exact. Și atunci a trebuit tot dată o lege, o putere de guvern să se verifice, dom'le, câte, ce suprafață am avut împădurită, cât am mai rămas, dar real, nu niște comunicate care sunt scoase așa. Noi avem o strategie, cred eu, bună pentru a obține încrederea populației, a unui număr cât mai mare de votanți pentru PRM. Strategia asta dă deja roade, dar ce le facem dacă voturile pe care oamenii le vor da nu vor fi înregistrate? Adică dacă vor fi furați la număratul voturilor. Asta s-a întâmplat și în 2008, când PRM-ul a ieșit din Parlament, și eu pot oricând demonstra că s-au făcut hoții la număratul voturilor încă de la primele alegeri din 1990. Vă dau un singur exemplu. Antonie Iorgovan a fost candidat independent în Mehedinț și a obținut 10.000 de voturi. Era nevoie de un candidat așa zis independent, el era candidatul FSN-ului, era prietenul bun al lui Iliescu, era nevoie de un candidat așa zis independent care să conducă Comisia pentru redactarea Constituției și să se zică că acea comisie a lucrat
independent de voința partidului. Unul dintre cei care au venit cu idei foarte inovatoare a fost Băsescu. Băsescu, atunci când a candidat la primărie, a avut această idee apropiată de cea pe care ați prezentat-o dumneavoastră. Și anume, a trimis studenți pe la toate partidele mici, spunând, domnilor, suntem studenți, vrem și noi să participăm la comisii, la secția de vot, să ne dea și nouă acolo 1.000.000-2.000. Partidele acelea micuțe, neștiute de nimeni, s-au simțit importante, că vor avea reprezentanți în secția de vot. Ei nu erau o mână de oameni și deodată s-au trezit că pot să fie cu zeci de persoane prezente la număratul voturilor și la secția de vot. Și le-au dat acestor așa zis studenți, că nu erau studenți, majoritatea nu erau studenți, le-au dat împuternicire să participe la secția de vot. Și s-a întâmplat ca în multe secții de vot, mai ales în turul 2 al alegerilor, pentru primăria generală, să se trezească că sunt toți oamenii lui Băsescu. Eu mă întreb, votul prin corespondență, ce chichiță are care va permite să se fraudeze la votul prin corespondență. Adversarii noștri mai fac și greșeli. Și mai trebuie să profităm de ele. Să fim atenți, să atragem atenția publicului românesc asupra acestor greșeli. Și mă bucur că una din greșeli s-a făcut zilele trecute și probabil îi va dezmetici pe mulți români. Sunt mulți români pe care textele cu care au venit salvatorii țării din Partidul Salvați România sunt atrăgătoare. Și păcălesc pe mulți. Uite, niște tineri intelectuali care fac și drept pentru salvarea țării. Printre acești vorbitori frumoși și atrăgători, se află și o cucoană, o doamnă venită din Franța. Doamna Clotilde. Aceasta a făcut o declarație care ne lămurește definitiv asupra acestui partid, cu ce intenții se prezintă în fața noastră. Doamna Clotilde a cerut nici mai mult, nici mai puțin, decât să se facă un referendum pentru Catedrala Neamului. Catedrala Neamului este deja ridicată la roșu. Urmează să fie finisată și toată lumea speră până la 1 decembrie 2018 va fi terminată și românii vor avea bucuria ca slujba care se va ține în ziua de 1 decembrie să fie acolo, în Catedrala Neamului. Cu ce îi deranjează, cu cei de la Partidul Salvați România, să avem o asemenea catedrală? Cu ce îi deranjează? Au hotărât în 2008, indiferent de rezultatul votului, PRM-ul să iasă din Parlament. PRM-ul a ieșit din Parlament nu pentru că n-a avut voturi, ci pentru că s-a hotărât undeva, n-aș putea spune unde, dar știu că s-a hotărât, ca PRM-ul să iasă din Parlament în 2008. Partidul România Mare, de când a apărut în viața politică, a fost în fruntea aflării adevărului istoric. Vom fi în continuare pe aceeași poziție,